Stimate domnule președinte, stimați deputați, de 25 de ani Moldova nu are o identitate națională definită. Moldova nu are un interes național clar, pentru că dacă vom pune întrebarea în această sală care este interesul național al Republicii Moldova, răspunsurile pe care le vom avea din stânga și din dreapta vor fi diametral opuse. Astăzi se dorește să oficializăm o iluzie, cea a unui stat moldovenesc cu o neutralitate permanentă. Organizațiile unioniste nu sunt cele care atentează la identitatea noastră și nu încalcă legea. Oamenii care gândesc altfel decât deputații de stânga, ei nu încalcă legea. Astăzi în Parlament, în loc să discutăm despre problemele reale cu care se confruntă Republica Moldova, să avem declarații referitor la starea justiției din țară, problemele economice cu care ne confruntăm, securitatea energetică a țării, venim cu o poveste și nu una cu un final fericit. Vă deranjează că copiii studiază istoria în școli? Ați scoate, precum în Ministerul Adevărului din romanele lui Orwell, orice amintire despre ceea ce ține de trecutul nostru comun cu România. Vă deranjează însă mai puțin condițiile în care învață copiii și faptul că nu au destui profesori în școală. Faptul că copiii din minoritățile etnice nu au suficiente condiții pentru a studia în limba lor, fie ea ucraineană, găgăuză sau bulgară. Vă deranjează că Moldova primește expertiză în domeniul apărării din partea unor țări membre NATO. Nu vă deranjează însă că avem trupe străine pe teritoriul țării. Moldova nu îndeplinește condițiile unui stat neutru. Ea nu este recunoscută internațional ca și stat neutru. În același timp, promovarea intensă a conceptului de neutralitate pare o găselniță a Federației Ruse pentru a se asigura că nu vom deveni